Nu mai intră și nu mai iese absolut nimic. Să vede în mare stil, Jonuțule. 2, 3, 4. Trebuie să vorbim mai ușor. Hât, rezideți! Hât cu lapte, hât cu vlog, hât cu bună dimineața. Trezirea, nepoate. Cu bună dimineața și voi bună, Jonule, ce faceți? Mergem la judecătorie astăzi, Jonuțule, să depunem niște acte și ne-am gândit să facem ca pe vremurile vechi, să vă luăm de dimineață până seara cu noi, Jonuțule, să vedeți cum arată o zi din viața lui Dorian Hâț Popa. Ne vedem la judecătorie, Jonule. Hâț, nu putem să vorbim tare că suntem în instituția statului, Jonuțule, dar nu ne-am mai dus la judecătorie pentru că judecătoria închide la ora 1. Dacă ei vor să închidă la ora 1, ok, dar mie mi se pare puțin pădost. Dar în schimb am ajuns la Registrul Comerțului să ne ridicăm actele de la firmă, Jonuțule, pentru că intrăm în legalitate. Cori, intrăm în legalitate. Vorbim mai mult afară. Îți cu bună dimineața, am intrat în legalitate, Jonule. Avem aici actele, avem aici firma, Jonuțule. Îți și vreau să-i mulțumesc frumos doamnei de la Registrul Comerțului, care a fost super simpatică, Jonuțule, și s-a mișcat super prompt, cum ne place nouă. Și haide acum să mergem la Hâț Rezident să vedem ce mai fac muncitorii și să vă fac un update acolo. Hai repede, Jonuțule. Hâți cu bună de după amiază, Jonuțule, stăm în traficul din București de vreo 20 de minute, Jonule. Nu știu exact unde se duc toți oamenii ăștia, dar ei cred că nu știu că eu mă duc la șantier, pentru că v-am pregătit câteva surprize plăcute, Jonuțule. Ajungem în vreo 30 de minuțele, Jonuțule, la șantier. Ne vedem de acolo cu surprizele. Hâți. Și am ajuns la șantierez cu Jonule, unde băieții noștri lucrează cu drag și spor. I-au zis cum se aude. Piele de găină, Jonuțule. Haideți la interior să vedeți ce ne-a mai adus nașul, cu ce ne-a mai surprins și ultimele finisaje de la SSAB. Haide nou tu, Jonule, hâț. Mergem cu spatele, Jonuțule, că nu vreau să văd, vreau să fiu și eu surprins la fel ca voi. Ia să vedem. Mamă, Cori, cum lucrează băieții ăștia, Jonuțule. Data trecută când am fost aici nu era absolut nimic făcut, Jonuțule. Au turnat scările, au turnat placa de beton. Jonuțule, se mișcă mare fiță, băieții lui nașul, Jonuțule. Ultima dată când am venit aici, Jonuțule, era pământ. Era pământ și acum e asfalt. Plus unu, Jonuțule. Ia priviți aici acolo. Ia uite. Uite cum lucrează băieții noștri în cea mai mare ordine și liniște, Jonuțule. Uite cum arată, uite cum se lucrează. Veni să vă arăt și bucătăria. Aici au petrecut puțin băieții noștri, Jonuțule. Da, merită, Jonuțule, merită și ei. Merită și ei puțină pauzică așa de mai o berică, mai o mititel, că așa se poartă. Da, să vede și rezultatele, Jonuțule. Aici avem o bucătărie 3x3. Mi se pare că e destul, nici prea mult, nici prea puțin, Jonuțule. E exact cât trebuie pentru o familie. Eu îmi și imaginez, aici vine o Corincoa. Aici pe perete, Jonuțule, o să fie mobila de la SSAB, squeaky clean, albă, lucioasă, Jonuțule, exact ca la mine acasă, pentru că vreau să fac casele astea exact ca la mine acasă. Bine, la mine acasă cade casa pe mine, dar nu contează, Jonuțule, că pe asta o să fac mai bine. Și Corin, uita, atașează randările să vadă oamenii exact cum o să arate aici, să primească așa, să vadă exact ce și cum. Haideți să vedem ce a făcut și sus, Jonuțule. Și avem aici, Jonuțule, ne-a adus nașul ultima polimerică din Indonezia, Jonuțule. Nu a văzut România așa ceva, ca să vă faceți o idee. Asta o să vină pe jos, izolează izolatul, Jonule, piele de găină. Să pune asta pe jos, nu mai intră și nu mai iese absolut nimic din incinta casei dumneavoastră, pentru că această casă poate fi a dumneavoastră, Jonuțule, la cele mai bune materiale, pentru că Dorian Hâț Popa numai așa lucrează. Premium, Jonuțule. Jonuțule, nu pot să-ți descriu cât de încântat sunt de ce au făcut băieții ăștia aici. Au făcut scara în timp record. Uite-o cum arată, Jonuțule. Vine așa pe o curvură așa, Jonuțule, care îi dă un melajatroa, un acchiscătufe, un piele de găină, Jonuțule, când intri în casă, îți dă ăla de wow, ce se întâmplă aici. Și la alegerea clientului nostru îl vom lăsa fără balustradă, dacă clientul nostru vrea cu balustradă sau nu, e fix alegerea lui, dar eu îl recomand fără balustradă, Jonuțule, pentru că se vede în mare stil, Jonuțule. Și suntem și la etajul 1, Jonule, dar rămâneți până la finalul vlogului, pentru că există și un etaj 2, a.k.a. mansardă, cum vreți voi să o numiți. Haide, Cori, să le arătăm principalul dormitor. Ăsta este primul dormitor, la o mărime mai mult decât decentă, spun eu, Jonuțule. Avem aici un 6x6, un pat matrimonial, un televizor aici pe perete, totul mobilat de la prietenii noștri de la SSAB, Jonuțule. Și vino cu Cori, vino cu să le arătăm. Avem aici al doilea dormitor, Jonuțule, cu balcon, Jonule! Adică
fiecare zi, pentru că casele noastre sunt îndreptate spre est, Jonuțule, așa că lumina care vine de afară o să vă trezească în fiecare dimineață și o să fiți hâți cu bună dimineața. Așa o să vă treziți în fiecare dimineață, Jonuțule, doar în apartamentele din hât rezide! Ne aflăm de la balconul P1, Jonuțule, unde se poate vedea că încă se lucrează, dar se lucrează într-un ritm alert, Jonuțule. Aici aveți loc de o măsuță micuță, cafeluța de dimineață, hâți cu cafeluța, hâți cu alea, hai zboară și baia, Jonuțule. Uite-o cum e turnată, Jonuțule, e bolobor să moară geanțana, dar nu mi s-a făcut piele de găină. Ne aflăm în baie, Jonuțule, o baie nici mare, nici mică, cum îi spun eu, potrivită, Jonuțule. Nici mare, nici mică, aveți loc de o cabină de duș de cadă, dacă vreți să vă puneți cadă, totul depinde de clienții noștri, de ce își doresc ei de la noi, dar e destul de căpătoare pentru toate nevoile dumneavoastră. Haideți să mergem și la ultimul etaj, Jonule. Să moară Jaxana, Jonuțule, am obosit, parcă nu se mai termină câte scări și cât spațiu de trăit este în casa aceasta. Și am ajuns în sfârșit și la ultimul etaj, a.k.a. mansarda, Jonuțule. Priviți cât de încăpătoare este. Și aceasta este un duplex și avem 2, 3, 4, 5 duplexuri, Jonuțule, făcute cu ajutorul celor de la SSAB și mai ales cu ajutorul lui Nașu. Priviți ce o să aveți aici sus. Aici o să fie dormitorul master pentru părinți, dacă este o familie cu copii, plus baie incorporată, Jonuțule, să faci căcănescu, pișenescu, exact lângă pat, să faci lângă casa ta, să nu trebuiască să te ridici, să nu cobori, o să fie confort maxim. Deci, căcănescu, pișenescu la o aruncătură de băș, Jonuțule, confort maxim, pentru că pe asta ne bazăm noi aici în Hâți Rezident, pe confortul vostru, Jonuțule, și mai ales să vă simțiți ca acasă. Da. Hâți, Jonuțule, trebuie să vorbim mai ușor că a venit vecinii, că dorm copiii. Așa tare vorbim, Jonuțule, hai să vorbim mai ușor că au venit vecinii. Să moară Jaxana, dar nu trebuie să vorbim mai încet pentru că ne aflăm într-o comunitate civilizată, Jonuțule, am uitat. Dar știți cum vorbește Jonuțul vostru? Vorbește un pic mai tare decât omul obișnuit, dar nu este nimica. Hai de afară, Cori, să le arătăm cum arată șantierul overall și să le dau și ultimele update-uri de la Lamborghini. Let's go. Și mi s-a atras atenția de la băieții lunași că nu am vorbit despre placa de polistiren care va fi turnată cât în interior, cât și pe exteriorul casei, Jonuțule, și noi nu lucrăm cu 2 cm, 3 cm, 5 cm, noi lucrăm cu 15 cm, Jonuțule! Lucrăm cu gros, Jonuțule, lucrăm cu gros și bun, că așa se poartă în casele de la Hâți Rezident. Hai afară, Cori! Am făcut destule surile și trâmbițe aici la șantier, Jonuțule, lăsăm pe băieți să construiască în continuare, până atunci mergem la noi acasă, pentru că ni s-a mai stricat una alta și vine vecinul să le repare, Jonuțule, haide să vă arăt și vouă, hai! Hâțuleanu, hâțoș, Jonule, am ajuns la reședința Hâțule. Și ce să vezi, Jonuțule? Ia uite-o, Jonule, cum cade. M-am trezit în miezul nopții ca să vezi, Jonuțule, s-a prins și o lumina și a căzut. Să cadă asta pe mine, să mă electrocute și alta, nu, Jonuțule? Dar nu-i niciun fel de problemă, îi chem pe băieții lunașul, bagă Cori aici, să bage niște șuruburi aici și să o strângă. Dar nu mi se pare normal, Jonuțule, să cadă chiar așa după câteva luni de la instalare. Dar haide să mergem și restul casei. Let's go. Hâțuleanu, hâțoș, Jonule, aici avem niște infiltrații și să moară Jaxana, dar pot să-mi dau seama de la ce, dacă puteți să-mi spuneți voi în comentarii de unde vin infiltrațiile astea și petele astea așa de mucigai, Jonuțule. Nu pot să-mi dau seama că vina Roma au fost de cea mai bună calitate, meșterii au fost de cea mai bună calitate, să moară Jaxana, dar pot să-mi dau seama de unde vin petele astea maronii, Jonuțule, dar nu e niciun fel de problemă. Mergem, mai dăm o mână de vina Roma. Îi chemăm pe băieții lunașul să mai dea o mână de vina Roma aici, să acopere, Jonuțule, să fie totul squeaky clean, că nu-mi place cum se vede, nu-mi place la vedere. Mă jenează așa pe retină, Jonuțule. Hăți. Și să moară Jaxana, dar nu am ajuns la dezastru suprem, Jonuțule. Uită-te și tu. Uite ce s-a întâmplat în gărăjelul nostru, care are mai puțin de 2 ani, Jonuțule. A căzut efectiv toată placa de rigips. Uite-o cum atârnă, Jonuțule. Uite cum atârnă vata asta de sticlă de la SSAB de cea mai bună calitate, Jonuțule. Dă mă doare inima să moară Jaxana, de nu s-a zbârlit pielea pe mine. Gărăjel noi de 2 ani. Dar nu este niciun fel de problemă, Jonuțule, pentru că băieții lunașul au făcut-o. Așa că o să-i chemăm tot pe băieții lunașul să o facă din nou, nu, Jonuțule, că ce poate să se întâmple până la urma urmei. Și acum că v-am arătat și update-uri de la casă, Jonuțule, haideți să mergem la concert. Și hâți, am plecat de acasă, Jonuțule, cu surile și cu trâmbițe de supărare, Jonuțule, dar trebuie să ne revenim pentru că mergem la zilele Bârgăului, ciocănim către Bârgău, unde o să stăm 2 zile, Jonuțule. Mai întâi mergem, ne cazăm frumos și după aia mergem să halim ceva, pentru că nu mai pot de foame, Jonuțule, ne vedem din Bârgău. Jonuțule, ne-am oprit pe autostradă. Cum mergeam noi pe autostradă, Jonuțule? Eu mergeam cu fața și am lovit o veveriță cu spatele. O veveriță, un caiot, nu știu ce era, Jonuțule, dar am zgâriat bara aici pe spate, Jonuțule. Dar nu e niciun fel de problemă că mergem la
băieții noștri de la Custom Tuning, Jonuțule, și schimbăm toată bara, că oricum voiam să schimb Jonuțule, oricum voiam să-i fac upgrade-ul suprem la mașină, deci nu ne afectează nimic. Hai să mergem spre Bârcău, că sunt zilele orașului, Jonuțule. Hâț, hâț, Jonule, Jonule! Hâț, Jonule, Jonule! 3 hours later. Și am ajuns acasă, Jonuțule, după un drum super lung și am observat că avem un maieu în lipsă, Jonuțule, și vreau doar să țin să menționez chestia asta. Nu-mi plac lucrurile de genul hai să ne urcăm pe scenă să-i furăm maieul lui Popa. Dacă am maieuri de aruncat, le arunc în public, Jonuțule, dar dacă sunt haine de suflet, mi-ar plăcea să le păstrez. Nu fac tantam, nu fac zarvă, dar țin să menționez acest lucru. Paza a fost efectiv surmenată, asuprită, overwhelmed de numărul mare, așa că vă mulțumesc frumos celor de la Bârgău pentru audiența numeroasă. Și nu uitați, follow pe Insta Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, like la cel mai obosit on Facebook și nu uitați, Jonuțule, țineți ochiometru pe www.dorianpopa.ro pentru că am o grămadă de surprize upcoming for you. Ne vedem!